Live. Bună seara, dragi prieteni. Enunțare v-am dezactivată. Că astăzi enunțare activată. Vă voi transmite câteva gânduri. Enunțare dezactivată. În direct, nu e așa, pentru că este mult mai mai plăcut, mai viu, nu e așa, un mesaj pe care ni-l transmitem unii altora atunci când ne vedem, ne auzim, decât pur și simplu în scris. Ce mesaj aș dori să vă transmit și de ce am ținut să fac acest live acum? Așa cum știți unii dintre voi, sper că țin bine în poziția corectă. Așa cum știți unii dintre voi, astăzi, în data de 5 mai, este un moment interesant și important pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Mai exact, în data de 5 mai, este sărbătorită Ziua Europeană pentru Viață Independentă. Concret, o rețea de ONG-uri din întreaga Europa care se ocupă de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, și anume se numește Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă, a propus de câțiva ani ca această zi de 5 mai să fie consacrată luptei, eforturilor persoanelor cu dizabilități pentru promovarea dreptului lor la viață independentă. Este așadar o zi, o sărbătoare a persoanelor cu dizabilități din întreaga Europa și nu numai. Și cu această ocazie aș dori ca în următoarele câteva minute să vă transmit câteva gânduri, să vă povestesc puțin ce înseamnă pentru o persoană cu dizabilități dreptul la viață independentă și ce putem face noi, cei cu dizabilități și dumneavoastră, cei fără dizabilități, pentru ca acest deziderat, acest drept și ideal totodată al nostru să se realizeze cu adevărat, în mod real, în mod concret. În primul rând, pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt o tânără profesoară, absolventă de teologie și filozofie, în prezent și doctorantă la Facultatea de Filozofie. Îmi doresc să am o carieră politică în viitor, în prezent mă am început să mă ocup deja în acest sens și sunt slabvăzătoare, am deficiențe mari de vedere. Așadar, sunt implicată în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, atât din rațiuni subiective, da, pentru că fac eu însă parte din această comunitate, cât și pentru că mă preocupă foarte mult ca filozof etician, sunt specializată în etica aplicată, mă preocupă foarte mult problematica drepturilor și libertăților individuale, în general. Ce aș vrea să vă spun despre viața independentă? Imaginea persoanelor cu dizabilități în societate, în general, sau nu în general, dar în foarte multe cazuri, este imaginea unor persoane vulnerabile. Noi așa îi percepem de multe ori pe cei cu dizabilități, da? Pe nevăzători, pe cei care sunt în scaun rulant, persoanele surde și așa mai departe, îi percepem ca fiind oameni bolnavi, oameni neajutorați care au nevoie de ajutor. Acest model, da? Această paradigmă de înțelegere a dizabilității se numește modelul medical. Da, persoanele cu dizabilități văzute ca oameni bolnavi și care au nevoie de ajutorul nostru. Ei bine, idealul persoanelor cu dizabilități este acela de a schimba în mod radical mentalitatea societății asupra problematicii dizabilităților. În ce sens? Ne dorim să nu mai fim percepuți ca bolnavi, vulnerabili, în nevoie de compasiune, ci ne dorim să fim percepuți, să fim înțeleși ca cetățeni obișnuiți, la fel ca toți ceilalți, care avem anumite particularități
fizice sau psihice, dar depinde de tipul dizabilității, particularități, însușiri diferite față de majoritatea populației. Da, așa cum unele persoane sunt mai înalte sau mai scunde, așa cum unii au părul brunet sau blond sau au chelie, la fel unii au o acuitate vizuală mai bună sau mai puțin bună sau nu au deloc. Da, deci dizabilitatea este o particularitate. Și atunci, principalul deziderat al unei persoane cu dizabilități este acela de a duce o viață independentă. Și sunt două aspecte aici. Când spunem viață independentă, ne referim la două aspecte. Ideea de libertate, de autonomie personală, da? De a putea ieși din casă fără ajutorul, da? Fără a depinde în permanență de ceilalți. Da? Deci, ideea de autonomie pur și simplu în privința deplasării, a activităților zilnice, a activităților profesionale. Să pot citi o carte fără să îmi citească cineva. Da? Să am eu tehnologiile asistive care să mă ajute să citesc acea carte, de exemplu. Și un al doilea aspect este aspectul de incluziune socială. Viața independentă înseamnă și să trăiesc în societate, în comunitate, nu într-o școală specială sau într-un azil, într-o instituție specializată pentru persoane cu dizabilități. Cele mai multe persoane cu dizabilități au oroare față de aceste instituții, tocmai pentru că ele sunt instituții segregate, sunt instituții care te separă, te exclud în mod nedrept, nejustificat și nici de cum spre binele tău, te exclud din societate. Da? Deci vrem să fim liberi și vrem să fim în comunitate, în societate, alături de toți ceilalți și, sigur, dacă se poate, cât mai vizibili. Da? Să avem carierele pe care ni le dorim, să facem activitățile pentru care avem aptitudini, și așa mai departe. Până ieri, nu-i așa? Până acum 2 luni, când a început toată această perioadă de epidemie, dreptul persoanelor cu dizabilități la viață independentă presupunea depășirea unor dificultăți. Dificultăți în privința angajării, a găsirii unui loc de muncă, în privința educației și alte tipuri de dificultăți care totuși nu erau insurmontabile. Ei bine, de 2 luni încoace, perspectivele noastre pentru viitorul imediat și chiar pentru viitorul pe termen mediu, în privința incluziunii sociale, sunt perspective, din păcate, pesimiste, într-o măsură chiar mult mai mare decât erau înainte. De ce spun asta? Pentru că anumite lucruri pe care noi le puteam face până ieri cu ajutorul celorlalți, în lipsa accesibilizării infrastructurii și instituțiilor publice, da? De exemplu, o persoană în scaun rulant care dorea să iasă din locuință și să meargă la o plimbare. Să spunem, da. Neexistând rampe de acces sau lifturi în blocuri, o persoană în scaun rulant de la etajul 2 trebuia să coboare ajutată de vecini, de prieteni, dar totuși putea să iasă din casă cu ajutorul celorlalți. Ei bine, astăzi și în viitorul imediat, chiar după această perioadă de lockdown, de izolare, persoanele cu dizabilități vor rămâne într-o mult mai mare măsură decât înainte, vor rămâne izolate în casă. Da? Vor rămâne într-o situație de excluziune socială, pentru că gândiți-vă, cine va avea curaj să ajute o persoană în scaun rulant, revenind la exemplul anterior, să-l ducă în brațe, cu căruciorul, să-l coboare scările, gesturi care presupun o apropiere fizică, un contact fizic direct. În contextul în care se vorbește în mod justificat, sigur că da, de nevoia păstrării unei distanțe de fizice, de 1-2 metri între oameni, pentru a evita răspândirea epidemiei. Și atunci, persoanele cu dizabilități vor rămâne, așa cum spuneam, această stare de izolare care nouă ni se pare interminabilă, da, pe care am trăit-o în ultimele 2 luni, pentru unele persoane, pentru multe persoane cu dizabilități, se va permanenta.
conștientiza. De asemenea, și un nevăzător care va vrea să treacă strada și nu va avea semafor audio și nu va avea nici alte tehnologii asistive, nemai putând fi ajutat efectiv, da, în mod direct, dus de mână de către altcineva, va risca să rămână în izolare dintr-o prostie, scuze de limbajul colovial, și anume din lipsa de accesibilizare pe care statul nu a fost în stare de atâția ani să o facă. Care sunt soluțiile pe care noi le putem aplica ca societate, da? Ca stat, în mod comunitar, pentru ca această dramă să nu se petreacă, pentru ca persoanele cu dizabilități să nu fie lăsate în urmă, să nu rămână izolate în propriile locuințe încă 2 ani de acum încolo sau cât va mai dura epidemia, da? cât va mai exista virusul. Ce putem face? E bine, cred că există câteva soluții foarte simple și fac apel la autoritățile politice, la toți cei care au putere de decizie, activiști civici care pot interveni în acest sens, influențe de pe Facebook, din media și așa mai departe. Fac apel să urgentăm adoptarea acestor soluții. Este vorba în primul rând despre facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la tehnologii asistive. Ce înseamnă tehnologii asistive? Înseamnă câteva lucruri foarte simple și foarte puțin costisitoare pentru o persoană cu venituri medii, dar imposibil de achiziționat pentru cei mai săraci dintre noi. Mă refer la, da, de exemplu, un laptop pe care să fie instalat un soft audio de citire a monitorului pentru nevăzători. Un telefon mobil pe care de asemenea să fie instalat un screen reader, da, un soft audio de citire a monitorului. Odată ce un nevăzător a intrat în posesia unui astfel de telefon mobil, dintr-o dată perspectivele lui s-au deschis enorm, orizontul lui social, profesional s-a deschis enorm, pentru că din start poate citi singur, se poate deplasa singur pentru că își poate instala pe telefon aplicații de tip GPS, Google Maps, ce alte aplicații mai sunt, aplicații de asemenea care să îi citească texte, da, pune, nu știu, un prospect de medicament sau pagină dintr-o carte sau orice în fața telefonului și telefonul îi citește acel text, da? Deci lucruri care dintr-o dată îi deschid nevăzătorului orizontul intelectual, îi deschid posibilitatea de deplasare, pentru că nu mai trebuie să oprești oamenii pe stradă și să-i întrebi cum ajung în locul X și cel pe care îl întrebi să se ferească de tine, da, ca să nu ia virusul. Și atunci nici nu mai poți întreba, nu mai poți cere ajutor. Da? Și atunci trebuie pur și simplu să ai un GPS pe telefon care să-ți arate exact unde te afli, pe unde trebuie să o iei și așa mai departe. Este vorba de asemenea despre clasicul baston alb pentru nevăzători. Este vorba despre alte tehnologii asistive de asemenea foarte, foarte ușor de achiziționat, dar pentru care va fi nevoie de intervenția urgentă și de finanțare din partea statului, din partea ONG-urilor și așa mai departe, pentru persoanele sărace care nu își pot permite așa ceva, da, un telefon, un soft audio, hai să spunem că îl obții prin metode mai puțin legale, soft audio, că îl mai piratezi, dar telefonul, laptopul, pentru unii dintre semenii noștri sunt lucruri inaccesibile financiar. De asemenea, este vorba despre accesibilizări minimale pe care statul le poate face în locurile publice. Și sper ca măcar apropierea alegerilor locale și parlamentare să îi impulsioneze pe aleșii noștri pentru a rezolva aceste lucruri, da? Să fie o îmbinare între sentimentele morale și dorința de a câștiga în alegeri și ambele să, da, coroborate, să ducă într-o direcție bună. La ce accesibilizări mă refer?
Semafoare audio, peste tot, da? Oriunde este traficul cât de cât mai aglomerat și există semafoare, să existe semafoare audio pentru nevăzători. Rampe de acces sunt foarte importante pentru persoanele în scaun rulant, da? Sau lifturi în instituții publice. Pentru că altfel, cum spuneam, oamenii vor rămâne blocați în apartamente, da? Deci trebuie și în blocurile de locuințe să existe astfel de lucruri. Vor rămâne blocați în apartamente, nu vor putea intra în niciun fel de loc de instituție publică, nu se vor putea descurca să treacă o bordiură sau orice, da? Cu căruciorul, cu scaunul rulant. Deci trebuie rampe de acces. De asemenea, accesibilizări, dar mă gândesc în cazul nevăzătorilor la covoare tactile, la accesibilizări de tipul aplicațiilor care s-au instalat recent în Mega Mall. Instalații care îți permit ca într-o anumită clădire, instalându-ți o anumită aplicație pe telefon, să te descurci să vezi exact în ce loc din clădirea respectivă te afli. Și trebuie făcută o accesibilizare specială atât din partea ta ca nevăzător, să-ți instalezi aplicația pe telefon, cât și din partea instituției respective. Îmi veți spune că toate aceste lucruri sunt totuși costisitoare pentru că va urma criza economică în curând și așa mai departe. Ei bine, există deja fonduri pe care statul oricum le primește pentru persoanele cu dizabilități și pe care le folosește aiurea, le folosește necorespunzător, inadecvat și chiar în modalități nocive din perspectiva persoanelor cu dizabilități. Mă gândesc, de exemplu, la investițiile, clar destul de mari, pe care statul le face pentru întreținerea școlilor speciale. Toate acele fonduri ar putea fi folosite tocmai în vederea educației inclusive, tocmai în vederea accesibilizărilor care să le permită persoanelor cu dizabilități să nu mai aibă nevoie sub nicio formă de școli speciale, de însoțitori, asistenți personali și astfel de lucruri care ne țin într-un prizonierat, așa, da, într-o situație de dependență perpetuă, deprimantă față de ceilalți. Da? Toate acele fonduri să fie folosite pentru accesibilizările despre care vorbeam, pentru tehnologiile asistive, pentru însoțitori, doar în cazurile în care persoanele cu dizabilități doresc și solicită însoțitori. De asemenea, firmele, companiile care au un anumit număr de angajați au obligația legală ca fie să angajeze persoane cu dizabilități, fie să plătească o taxă suplimentară către stat. Sunt niște bani care de foarte mulți ani, de când există această legislație, intră în bugetul statului și nimeni nu știe cum sunt folosiți, da? Așa cum vrea statul să-i folosească. Ei bine, există partide politice, da? De exemplu, Partidul Demos, există activiști civici, există ONG-uri care au propus înființarea unui așa numit fond al dizabilității, format din acești bani pe care nimeni nu trebuie să-i plătească suplimentar pentru că ei oricum intră în bugetul de stat și care să fie folosiți pentru persoanele cu dizabilități. Da? Deci din aceste taxe plătite de companiile care nu angajează oameni cu dizabilități, statul să formeze fondul dizabilității pe care să-l folosească pentru accesibilizarea infrastructurii, instituțiilor, pentru tehnologii asistive acordate persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. Ok. Nu în ultimul rând, da? Deci spuneam că soluțiile pentru ieșirea din această situație critică, da? De excluziune socială pe care inclusiv epidemia a creat-o persoanelor cu dizabilități și o va crea în următoarea perioadă, soluția spuneam că este, din punctul meu de vedere și al multor altor persoane cu dizabilități, existența accesibilizărilor în spațiu public, accesul la tehnologii asistive,
precum laptopuri cu softuri audio, telefoane, și așa mai departe, bastoane speciale pentru nevăzători, da, de deplasare, scaune rulante, rampe de acces, etc., etc. Și nu în ultimul rând, soluția, dragilor, este educația inclusivă. Îmi veți spune, ok, ce legătură are acum educația inclusivă punctual cu aspectul pe care îl discutăm? Are. Este o legătură foarte mare. În ce sens? În toamnă se vor deschide școlile. Virusul va mai exista, spun specialiștii, mult și bine printre noi, dar vom învăța anumite reguli, nu? De distanțare fizică, de purtat măști, igienă corporală și așa mai departe. Ei bine, școlile speciale vor deveni, din toamnă, focare de infecție, așa cum sunt acum și la noi în țară și în alte state, centrele rezidențiale, acele aziluri pentru persoane cu dizabilități. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că ții foarte multe persoane cu dizabilități în același loc, ele fiind, toate fiind persoane cu dizabilități, n-au cum să păstreze distanța fizică, da? Pentru că n-au spațiu necesar, că sunt foarte mulți în internat, de exemplu. Școlile speciale au internate, dar dorm mai mulți într-o cameră. Apoi, copiii nevăzători nu pot aprecia foarte ușor distanța dintre ei. Chiar dacă ar vrea, să spunem, să stea la 2 metri, e mai dificil să aprecieze. Da? Atunci când este un nevăzător într-un mediu de persoane tipice, adică fără dizabilități, e foarte ușor, pentru că îl direcționează ceilalți, îi spun, îi arată cum să țină distanța. Dacă sunt mulți nevăzători în același loc, se vor înghesui, nu vor avea cum să păstreze distanța. Personalul din școlile speciale este insuficient. Au existat inclusiv tragedii înainte de epidemie, la școala din Târgu Frumos, a murit o fetiță, a căzut de pe scări pentru că pedagogul era plecat la toaletă sau nu mai rețin exact. În orice caz, a fost un incident în privința căruia nimeni n-a fost vinovat. Pur și simplu, persoanele cu dizabilități ținute multe în același loc și izolate de societate sunt într-un pericol iminent chiar și fără vreo epidemie. La un cutremur, la un incendiu, cum îi scoți de acolo, din instituțiile acelea? Într-o școală de masă îi scoți mult mai ușor pe copii și dacă ai un singur copil cu dizabilități sau o singură persoană cu dizabilități într-un mediu de oameni fără dizabilități, nu este niciun fel de problemă. La colectiv a existat o persoană în scaun rulant, acolo în incendiu, da, de la clubul colectiv, care a fost salvată de către ceilalți. Bun, dar dacă ai 30 toți cu dizabilități, cum îi scapi la un incendiu sau la un cutremur? Nu ai cum. Și atunci, aceeași situație este și în cazul epidemiei. Veți vedea și vom vedea, din păcate, că școlile speciale vor fi focare de coronavirus din toamnă și, de asemenea, școlile speciale vor fi și mai mult decât sunt acum locuri de recluziune pentru copiii cu dizabilități de acolo. De ce? Pentru că profesorii, pedagogii, din teama de a nu se răspândi epidemia, îi vor închide în internat. Deja, regulile din unele școli cu dizabilități spun că după 1 iunie, în cele 2 săptămâni în care elevii de clasele a 12-a pot merge pentru a se pregăti pentru BAC, toți elevii timp de 2 săptămâni vor sta închiși în internat. Deci nici măcar nu vor avea voie să meargă până la magazinul de peste drum. De ce? Pentru că, așa cum am spus, există acest exces de zel, acest paternalism din partea conducerii instituțiilor segregate, paternalism care a existat și înainte, iar acum s-a permanentizat, s-a ajuns într-un stadiu extrem de grav. Și atunci copiii cu dizabilități din școlile speciale vor rămâne închiși în internat, fără posibilitatea vreunei interacțiuni cu exteriorul și se vor îmbolnăvi, se va răspândi epidemia în aceste instituții. Haideți să
scoatem copiii din școlile speciale și să integrăm în școli de masă. În felul acesta vom avea câte 1-2 copii cu dizabilități într-o școală de masă, vor putea fi foarte ușor ajutați, asistați atunci când va fi cazul, nu va fi niciun risc de răspândire a epidemiei sau va fi același grad de risc care există și pentru ceilalți copii fără dizabilități. Da, pentru că, nu vom avea mulți copii cu aceleași particularități înghesuiți în internat și în instituțiile respective. Și, de asemenea, acei copii vor fi liberi. Da, un copil cu dizabilități într-o școală de masă nu este închis în internat. Este tratat ca ceilalți elevi. Da? Poate ieși în pauză, poate merge, știu eu, să se joace în curtea școlii sau în părculețul de lângă școală, dacă există, și așa mai departe. Așadar, aș vrea ca autoritățile politice, persoanele cu putere de decizie la nivel local, la nivel central, în cazul în care vor afla acest mesaj al nostru, aș vrea să asigure tehnologii asistive, accesibilizarea spațiilor publice și educație inclusivă, urgent. Nu mai este deja un deziderat pentru incluziune pe termen lung, un vis. Nu, este o urgență. Dacă aceste trei aspecte nu se vor asigura, noi, sau mulți dintre noi, cei cu dizabilități, vom rămâne într-o situație de ori recluziune în instituții segregate de tipul școlilor speciale și azilurilor, ori, în cel mai bun caz, izolare la domiciliu. Posibilitățile de angajare, care și așa erau scăzute pentru persoanele cu dizabilități, vor deveni și mai dificile în contextul crizei economice și idealul nostru de viață independentă, lupta noastră de până acum, va deveni zadarnică. Fondurile care deja există din bugetul școlilor speciale, din acele taxe pe care firmele le plătesc pentru neangajarea persoanelor cu dizabilități, să fie folosite în favoarea noastră și în favoarea incluziunii sociale, nu în favoarea creării de noi aziluri. Nu vrem așa ceva. Nu vrem aziluri, nu vrem școli speciale, nu vrem să fim izolați de societate. Vrem să fim liberi, vrem să fim împreună cu toți ceilalți, vrem să avem nu câteva meserii standard, masaj și așa mai departe, ci orice carieră, orice profesie pe care ne-o dorim și pentru care Dumnezeu ne-a dăruit aptitudini. Inclusiv carieră politică, inclusiv profesii care presupun vizibilitate maximă în stat și în societatea în care trăim. În final, vă mulțumesc mult pentru răbdarea de a asculta această pledoarie, să spun, și le urez tuturor prietenilor cu dizabilități o viață cât mai liberă, cât mai independentă, o viață în același timp în comuniune și solidaritate cu ceilalți, pentru că trebuie în primul rând să dăruim și abia apoi să cerem, să dăruim societății, să persoanelor cu și fără dizabilități, și o viață plină de bucurii în modalitățile în care ne dorim fiecare dintre noi și în care simțim că avem vocația să activăm. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani cu ocazia Zilei Europene pentru Viață Independentă. Enunțare activată. Marius Ionel, bună seara față Gabriel. Form, instrument, schimbă, selector, invită, invitație, comentează, terminare, buton.